Da dum la dum la da, da ga dum la dum la da, ma de România. Da dum la dum la da, da dum la dum la da. Mamă, dar nu se văd astea deloc galbene la mine în spate. Salutare toată lumea, numele Robițu, bine v-am găsit la un nou episod astăzi, băieți, facem un clip mai special cu, nici nu știu cum să zic, e cum atât am urcat de la level de special, fiindcă astăzi, băieți, o să dăm note tricolorilor României de la campionatele la care a jucat, în afară de Olimpiadă. Deci, România a jucat în 9 campionate, cum ar fi de 9 ori a jucat. A jucat în 1970, în 1984, în 1990, în 1994, în 1990. Deja știți, bă, ce trebuie să vi le zic eu pe toate. Și astăzi, băieți, o să dăm note tricolorilor României. Începem cu 1970. Nu este greu că am găsit poze, dar și vă Getty Images te ajută, fiindcă toate pozele sunt de pe Getty Images, deși nu e sponsorizare, dar ce să facem? Băieți, vedeți că m-am străduit să caut poze. M-am străduit. Deci, cum vedeți, băieți, mie nici nu știu ce e logo-ul ăla de atunci a României. E un kit mișto, de ce să vă mint? Adică e mișto cum era pe vremuri. Adică pe vremuri totul e mișto, de ce să vă mint? Mașini tot. Dar e mișto, băieți, cum au ei acolo galbenul ăla cu albastru, cu roșu. Deci îmi place mult rău de tot, de ce să vă mint? Arăta mișto, dar și sistemul aia parcă era mai așa, mai hâț, mai ambiental. O să vedeți că pun mai multe poze pe ecran, cum ar fi poza asta cu nu știu cine de la România și Cafu. Deci poza asta incredibil. Nu știu dacă știți, dar România a jucat versus Pele. Pele, deci Pele are un gol în top 5 care este dat contra României. Mie nu vine să cred că un român a dat mâna cu Cafu. Deci gândiți-vă, Cafu e odată a dat 300 de cap pe el pe FIFA, gândiți-vă. Nu știu ce să mai zic, băieți. Tricou e mișto. Trecem la 1980 ceva parc. Acum, băieți, trecem la primul euro a României, băieți, din 1984, dacă nu mă... Așa, băieți, deci kitul ăsta mi se pare puțin prea clasic, adică doar galben și albastru, de zici că suntem Ucraina. Ăsta cred că a fost și prima oară în care Adidas ne-a fost sponsor, dar vedeți că, o zice eu așa că zici că e alul care mi-a dat cu el, dar vedeți că e mișto așa puțin. Vedeți, da, băieți, away kit-ul e și ăsta, dar zici că e de Danemarca, așa cu al ăsta, cu roșu și alb, sau roșu și negru, da, să mai zic, e mișto. Ăsta pe roșu și negru, nici nu știu cine e ăsta din poză, de ce să vă mint. Și da, să trecem la al doilea World Cup. Trecem, băieți, la World Cup-ul din 1990. Și vreau să vă zic că tricoul ăsta de la România chiar îmi place, cu galben, roșu și albastru. Vedeți aici, ăștia l-au prăpădit pe Maradona. Deci de atunci era morbid. Deci doar când a intrat România pe teren l-a omorât pe Maradona. Dar nu știu să zic, chiar îmi place tricoul ăsta. E bine realizat la vremea lui. Cum este și ăsta, o echipă, cum puteți să vedeți în asta cu numărul 6. Nici nu știu, deci nici nu știu jucătorii români. Aici știu că era meciul versus Rusia, că m-am documentat, parcă din grupe sau ceva de genul. Dar vedeți că și ăsta, o echipă, era mișto rău. Adică ăștia pe vremuri aveau tricouri mai mișto ca acum. Trecem, băieți, la 1994, anul de gloria României, dacă aș putea să zic așa. Cum vedeți, tricourile lor erau foarte bine realizate, adică frumos, cu linii, pe aici, deci vreau să fac și un rost. Kiki, football, contact me if you can find me one. Dar îmi place de mor tricourul ăsta, la fel ca și away kit-ul, cum puteți vedeți. E la fel la pări vârst, e foarte frumos, de ce să vă numesc? Chiar România chiar este stătea bine cu un tricou ca asta. Poate dacă Adidas e bună la suflet, cine dă și nouă parteneria din ăla, poate să avem și noi un kit ca lor. Doamne ajută, ca lor, ca mișto v-ați prins voi. Că să mor, dar nu sur de foc. Trecem, băieți, la Euro din 1996, dacă nu mă înșel, da? Care România, bă, niciun meci, bă, n-a jucat cu away kit-ul. Am căutat o grămadă de poze, am căutat meciurile, bă, n-a jucat niciodată away. Deci am jucat numai cu tricoul ăsta galben și n-am putut, băieți, să găsesc unul roșu, că am căutat, mă jur, am căutat. Dar și ăsta mi se pare foarte bine realizat, tot de Adidas, e foarte bine, adică n-am nimic de zis, e bine rău. Și ăla de portar, dacă tot avem un away kit, să vorbim despre de portar. Nu știu cine este portarul ăsta, dar știu că ăla e Hagi. Zici că-s morți în poza aia, dacă mă întrebați pe mine, dar de acolo mai așa, băieți, au tricouri mișto. Mi-aș dori și eu, dar... Trecem, băieți, la World Cup-ul din 1998, când românii noștri s-au făcut blonzi, ca mai blonzi ca mine. Da, nu știu ce să zic despre tricoul ăsta. Nici nu știu, chiar nu știu. Da. Zic da, e bine. Nu mi se pare așa wow. Mai mult ăsta, băieți, ăsta cu roșu, mi se pare așa wow, adică
blonzi în cap cu roșu la merge bine, bă, deci dacă ne mai calificăm, să muriți voi toți românii de nu se fac ăștia, la fel că parcă aveam și noi, ba nu, bă, noi avem alb, albastru, bă, puneți din nou un tricou din ăsta roșu că ne trebuie. Deci da, băieți, și ăsta roșu mai mult îmi place mie, de ce să vă minte, mai bine realizat. Băieți, trecem la World Cup Euro, băieți, doamne ferește. Păi să trecem la World Cup-ul din 2000, în care România nici aici n-a jucat, bă, niciun meci, bă, away, deși n-am găsit. Și vedeți, băieți, avem aici un, cred că e Petrescu sau nu știu cine este, cu Figo. Și da, tricoul ăsta nu știu ce să spun de este, nu știu ce să spun, mai mult ăsta al Portugaliei este mișto, dar și ăsta mi se pare clasic, frumos, România. Trecem, băieți, la Euro 2008, de unde vreau să-mi iau și eu un tricou, băieți, fiindcă am găsit pe Piki Football și am zis că o să mi-l iau, mi-l doresc foarte mult din suflet. E și tricoul ăsta foarte frumos, părerea mea, asta e din cel mai frumos tricou de la România din ultimii 20 de ani. La fel și ăsta, băieți, o fi al, dar na, nu știu ce să zic. E frumos rău de tot, îmi place mult și ăla de portar. Trecem, băieți, la ultimul campionat la care a jucat România, din păcate, la Euro 2016. Asta a fost singurul campionat la care m-am uitat, la care, nici nu știu, la care am simțit și eu că țin cu cineva pe bune din suflet. Fiindcă la toate țin cu Anglia, fiindcă nu trebuie să vă dau explicații. Și da, deci sper ca până când fac eu 70 de ani să mai califice România. Dacă nu, aia e, am trăit nefericit toată viața, doar o dată. Nu, am trăit fericit că am prins una, dar vreau și o, bă, băieți, vreau și o să prind mai mult să mor. Cum vedeți, tricoul ăsta cu tătăru, poza asta cu tu! Cum vedeți, băieți, poza asta cu tătărușul e foarte frumos, dacă mă întrebați. Adică tricoul, când zic frumos, e tricoul. Poza asta e foarte perfectă, fiindcă are ăsta roz. Și da, tricoul tricolorilor de la Euro e de Joma, deci din start nu o să fie pe primul loc în clasament. Clasamentul va fi la sfârșit. Nu prea place, e prea clasic, doar ăla de portar îi ajută, fiindcă, băi, când te gândești la numărul 12, la cine te gândești? La Tătărușanu, pe bune. Tătărușanu mă jura, apăra prea bine portar României. Nici la mondialul ăsta România nu a jucat away, deci pui mei. Nu prea am avut poze, doar cu galben, verde și roz. Măcar roz, bă, băieți, măcar roz atât. Deci da, băieți, clasamentul o să vi-l zic acum. Revenim, băieți, și acum e timpul să vă zic clasamentul. Deci, băieți, începem cu ultimul loc, care este Euro 2016. Pe locul 8 avem Euro 1996. Pe locul 7 avem 2000, fiindcă nu. Pe locul 6 avem 1990. Pe locul 5 avem 1970, cred că vă uimește. Și pe mine mă uimi, dar chiar îmi place, de ce să vă. Pe locul 4 avem World Cup 1984, care și ăsta chiar îmi place. Nu foarte mult, dar îmi place, mai ales ăla roșu cu negru. Pe locul 3, băieți, avem World Cup 1994, dacă nu mă înșel, da, 94. Care v-am zis, n-ai cum cu alea pe aici, mamă, cu Hagi. Pe locul 3, băieți, avem 1994, fiindcă, cum am zis, a fost mișto conceptul tricolor pentru vremea aia și a fost și mișto tricol, de ce să vă mint. Pe locul 2, băieți, avem tot World Cup 1998, când s-au făcut toți nebunii blonzi. Și din păcate am pierdut, dacă nu mă știu, nu prea știu bine, dar știu că s-a întâmplat ceva după ce ne-am făcut blonzi. Și pe locul 1, băieți, cred că am omis una și este Euro 2008, la care am și minge. Vreau să-mi iau tricoul ăla de pe Piki Football, Piki, call me. Deci da, băieți, cam ăsta a fost clipul. Numele meu a fost Robițu, pa, pa!